Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Ne aflăm în ajunul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Țării Românești, eveniment care, coroborat cu alegerea sa pe 5 ianuarie 1859 ca domnitor domn al Moldovei, va conduce la unirea principatelor române, denumită popular Mica Unire. Vom vorbi astăzi cât de mică a fost, că n-a fost deloc mică și această formulare este nefericită. Dar în același timp vom vorbi și despre evenimentele care au condus la la împlinirea acestui deziderat al românilor cu invitatul meu, istoricul, muzeograful și prietenul Tomis TV, Costin Scurtu. Domnule Scurtu, bine v-am regăsit! Bine! Bună ziua tuturor! Să spun și eu la mulți ani! Da, așa este! Respectatorilor dumneavoastră, celor care vă caută pe paginile de comunicare, social media, într-o fericire și mai ales spre bucuria celor care sunt pasionați de istorie. Ascultându-vă, mă gândeam că în ziua de astăzi îți trebuie oarecare curaj ca să faci o temă de istorie, în condițiile în care toată lumea este agitată, grăbită, este într-o permanentă dorință de a putea să acumuleze ceea ce oferă molurile și alte, pardon, și cei ce care vor să călătorească în condiții rapide, punctul să fie îndeplinit și în același timp să se și întoarcă pentru a continua afacerile, școala și serviciile. Ei, într-un asemenea tablou al secolului 21, ne-ați trezit dorința de a vorbi de evenimentul de la 24 ianuarie, tocmai din anul 1859. Apreciez eleganța dumneavoastră, însă s-o spun eu pe șlau. Este o temă... Eu îmi doresc să avem vizionări multe și să stârnim interesul și cred că vom face acest lucru. Dar o temă care este foarte riscantă în sensul în care, într-adevăr, se pare că istoria nu mai e de interes astăzi. Dar dacă noi nu vorbim azi, când putem și aveți know-how-ul de a vorbi, atunci când și cine să o mai facă. Așa că... Să o luăm încet. Să o luăm încet, încet, pentru că avem de vorbit. Și o să încep cu următoarea întrebare. Un astfel de eveniment nu apare așa din spumele mării. Un eveniment major care înseamnă o nașterea unui stat până la urmă, o retrasare de granițe, o împlinire a unui vis pentru mulți români și vreau să vă întreb, de când sau unde trebuie să ne uităm în urmă pentru a găsi acel moment care, pe care l-am putea defini ca fiind scânteia care va aprinde ulterior focul? Mergem la Tudor Vladimirescu, despre care ați scris această carte frumoasă și pe care vreau să vă prezint. Tudor și românii în vâltoarea secolelor 18-19, scrise domnul Costin Scurtu, căci multă lume spune că el e cel care a prins scânteia până la urma Marii Uniri, de la 1918. Se consideră că ar fi un primul moment acesta al istoriei moderne pentru care are loc schimbarea de regim politic. Da. Vorbim de regimul fanariot, și de la 1921-1922 se revine la domnia pământeană, atât în Țara Românească și Moldova, și este momentul la care societatea, cea care avea și avere, cea care avea proprietăți, cea care avea interesul de a dezvolta comerțul, transportul, producția, avea nevoie de o anumită organizare și o avea ca model pe cea din Europa Centrală și Apuseană. Pe de altă parte, Revoluția franceză, 1789, da, cu marele război al împăratului Napoleon Bonaparte, când toată Europa avea să fie răvășită și cutremurată de ideile,
cu care era încă greu de a putea să le accesezi, să le iei ca fiind deja ușor de implementat pe un teritoriu. Da. Ei, în aceste condiții, aici, în partea aceasta de răsărit de Europa, lucrurile erau și mai dificile. Pentru că aici făceau legea imperiile. Iar imperiile nu aveau niciun interes să schimbe o structură economică, o structură socială, pentru că beneficiile erau deja calculate, darurile erau în așteptare și de cei care urmau să le dea, pentru că erau obligați pentru a putea să acceadă la o funcție, da, dar și pentru cei care le primeau, pentru că și la rândul lor trebuia să ajungă până la măritul sultan. Exact. Sau trebuiau să fie contorizate în interesul Imperiului Țarist, sau care așa, nu odată, de foarte multe ori, a venit și a ocupat teritoriile românești. Vom vorbi că e important momentul. Cu siguranță, ei, pe un asemenea fundal, deloc plăcut, dramatic, în condițiile în care oamenii trăiau la limita supraviețuirii. Așa este. În care erau nevoiți să-și părăsească casele ca să împlătească impozitele. Când venea războiul, erau obligați, practic erau dați afară din cocioaba respectivă ca să găzduiască pe militarii care se aflau în deplasare spre un front sau spre altul. Rechizițiile se făceau cu tot felul de bonuri, promisiuni și de multe ori respectivii care erau îndreptățiți să-și primească despăgubirile, nu primeau nimic. Și să mai adăugăm bolile, da, timpului era respectiv. Ei, pe un asemenea fundal, cum ați făcut referator Vladimirescu, avea să se producă o explozie socială. Nu se mai putea. Nu se mai putea. Deci era o limită. Și limita aceasta, să știți că nu era legată de teritoriu dintre Dunăre și Mare. Nu. Vorbim de o zonă, un areal, care înseamnă și Transilvania, înseamnă și Moldova, înseamnă și Basarabia, da, înseamnă partea aceasta a Imperiului Otoman, vorbim de Pensa Balcanică, are loc o renaștere a Greciei cu Elada și cu ceea ce însemna Eteria la timpul respectiv. Ei, pe acest fundal apar și interesele economice majore ale marilor puteri. Două mari puteri care în prima jumătate a secolului al XIX-lea nu prea comunicau atât de bine, nu prea se înțelegeau. Era într-un soi de concurență, să spunem, economică. Și aceasta era vorba de forța austriacă și forța engleză, unde se întâlneau și, bineînțeles, se aflau într-o mare concurență la gurile Dunării. Gurile Dunării, unde aici mai erau încă doi jucători. Mari. Mari de mari. Tot. Și vorbim de Imperiul Otoman, da, cu această provincie dobrogeană, cu provincie de frontieră, de graniță a Imperiului, dar vedem, că am amintit de Basarabia, vorbim și de Imperiul Țarist. De data asta, Imperiul Țarist începe să aibă întâietate. Pentru că a reușit să disloce și să obțină victorii împotriva Imperiului Otoman. În schimb, interesele economice erau, pe de altă parte, o afacere care genera interesul marilor puteri și nu prea își găseau locul. Adică, da, avem această, da. Da. Acele plângeri ale oamenilor de afaceri austrieci, englezi, către reprezentanții statelor lor, în care se plângeau de condițiile și piedicile pe care le întâmpinau la gurile Dunării, unde tranzita marfa, unde era blocată marfa, sub pretextul carantinei. Cu alte cuvinte, dacă nu mi-erai simpatic sau nu știai să fii de partea cui trebuie, sau nu plăteai, dai peșcheșul, exact, tainul și așa, rămâneai în carantină mai mult timp, marfa se degreda, exact, prețurile creșteau, vasele trebuiau plătite mai mult decât era așteptat. Și n-aveai ce să faci. Nu aveai ce să faci, dar nu era pe tără multă, nu era pe teritoriul tău, nici măcar nu aveai un cap de pod acolo ca să faci ceva. Ei, și atunci apare acest interes de a se crea un tratament egal pentru toți. Absolut.
corect. Nu era absolut, nu s-a dorit lucrul acesta, dovadă că s-a ajuns la război. Nu, interesul era corect, legitim, dar numai că, evident, da. Nimeni nu-și dorește să renunțe la privilegii în favoarea altui. Așa azi e cam la fel, să știți, nu e mare diferență. Da. Ați văzut cum se repetă istoria? Deja da, ați spus-o singur. Din păcate să nu se repete cum... Bine. Se repetă deja o parte a istoriei în războiul din Ucraina, dar bine ar fi să nu se repete mai multe istorie, că vom ajunge la războiul Crimeei să vorbim despre el, că este iar este și el un factor important în unirea principatelor. Revenim cu întrebarea. Putem să spunem că este protopărintele unirii principatelor române? Tudor, Nu. Este unul dintre factorii care, să spunem, a declanșat răsturnarea unui regim și de aici aveau să se petreacă alte evenimente, pentru că de la Tudor, care a avut și el o ambiție personală, știți ce nu se cunoaște despre Tudor? Cât de intelectual era. Deci el cunoștea limbi străine. Dar nu puteai să conduci dacă nu... El a avut o problemă majoră, a trebuit să conducă din punct de vedere, era pregătit cu structură militară austriacă, cu structură militară rusă și, bineînțeles, era un element care se dorea a fi anihilat de Imperiul Otoman. Chiar s-a căutat să fie prins la un moment dat, el e nevoit să fugă de pe teritoriul Olteniei. Și unul îl găsim la 1815, la anul uriaș, care practic avea să pună o nouă ordine în Europa după înfrângerea lui Bonaparte, chiar la Viena. El știa limba germană, el avea rolul de avocat și acolo cu problemele pe care reprezenta în interesul de familiei boierești din Craiova. Ei bine, acolo el avea să ia contact atât cu grecii, cât cu rușii, cu ce se întâmpla acolo, avea să fie un eveniment în care a înțeles imensitatea și modificarea acelui spațiu din punct de vedere geostrategic. Dar nu oricine putea să înțeleagă mișcările sau o potențială mișcare imperială în zonă. Deci, revenind la ce a spus... De ce amintesc de factorii aceștia din punct de vedere militar și politici? Pentru că acolo unde Tudor Vladimirescu, ca să vedeți și legătura cu Revoluția de la 48 și pe aceea cu Unirea de 1959, da. E bine, toate locațiile care au fost însemnate de către reprezentanții, inginerii militari austrieci în Oltenia, că au avut o sustăpânire, unde puteau să fie organizate structuri de rezistență, de defensive, toate aveau să fie folosite de Tudor Vladimirescu. Totul era gândit din punct de vedere strategic și în același timp eficient. Ei, în acest am putea spune bine și atunci de ce această revoluție, răscoală, unii au numit-o răscoală, alții au numit-o revoluție. Ei bine, s-a ajuns să aibă acest fiasco prin care practic avea să fie trădat de o parte din oamenii lui, da. Și să fie ucis la Târgoviște, de culmea cine fusese aliat până atunci, exact. De Ypsilanti. Ei, în aceste condiții ne arată nouă cât de greu era să se treacă la pașul sau pașii următori ca să ajungem la acest 1859. Încă suntem prea departe, da, 1859. Suntem. Dar cred că odată cu Tudor Vladimirescu, românii văd că se poate. Și se mai putea și altceva ca să vedeți duritatea timpului. Deci e bine să vorbim. Sunt elemente de istorie pe care nu le folosim în prezentarea publică, să spunem, aceasta cotidiană pentru a putea să pricepem evenimentele respective. Dar să știți că după 1922 nu se mai vorbea Tudor Vladimirescu. De frică. Dacă vorbeai Tudor Vladimirescu, înseamnă că erai simpatizat al revoluției acestuia și atunci riscai să-ți pierzi viața și, bineînțeles, familia să aibă de pierdut. Cine îl redescoperă pe Tudor Vladimirescu? Nicolae Bălcescu. Când el ajunge în școala militară de la 1830, deja e vorbind de cadetul, tânărul militar și a obținut dreptul de a prezenta istoria, a căutat un exemplu de istorie militară românească. Da? Și l-a găsit pe Tudor Vladimirescu. Pandurii cu care a luptat Tudor Vladimirescu trăiau. Și a încercat la 1840 un complot tocmai prin care trebuia să zguduie domnia de la București pentru a putea să se voteze, atenție, legi liberale, legi care erau necesare dezvoltării statului român, viitorului stat român. Nu s-a reușit.
au ajuns la pușcărie. Vine momentul se 48. 1848 este o revoluție întreaga Europa. Ați făcut nouă trecerea, că voiam să o fac eu, dar nu. E al doilea moment despre care voiam să vă, da, să vă întreb. Și importanța lui în unirea principatelor. Famântărul, vă rog frumos. Revoluția de 1848. Tocmai pentru că vorbim de elementele de organizare militară și de fiecare dată evenimentele care s-au petrecut în spațiul românesc au conexiune și determinare, precum și efect, cu spațiul internațional. Da, cu spațiul. Absolut. Ei, și la acest 1848, în care mulți dintre oamenii de frunte, revoluționarii pașoptiști, școliți, mai ales pe teritoriul francez, îi avem și pe teritoriul german, dar îi găsim și pe teritoriul italian, pe cum îi găsim și pe teritoriul austriac, vedem în tot spațiul european, ei bine, ei vor căpăta această înțelegere, atenție, și vor organiza chiar societăți de a putea să se vorbească despre românism, să se vorbească despre drepturile poporului român. Și de aici vedem când de la o sămânță, de la o situație limitată pentru supraviețuire, avea să se ajungă la un complex de factori și de reacții și, nu întâmplător, s-a ajuns chiar și la război, pentru că în Transilvania am avut război. Da? În care armata revoluționară, condusă de Avram Iancu, era cea care a încercat să-și impună, să-și apere idealurile și unde confrații din Moldova și din Țara Românească aveau să treacă chiar acolo. Iar vorbim de Nicolae Bălcescu. Și apare Alexandru Ioan Cuza în această poveste exact aici, la 1848. Sunt legate evenimentele. Exact. Toate sunt legate. Și nu întâmplător vedem, cum am vorbit de Turk Vladimirescu, care avea această structură, pregătire militară și intelectuală. Da? Așa vom vedea mai târziu pe Alexandru Ioan Cuza, care nu era un personaj care să aibă susținerea și recunoașterea pentru a deveni domn. A, nu, vom vorbi despre asta. Nici nu, pe nu, departe. Nu, nici pe departe, nu. Însă, în cheia Unirii Principatelor Române, n-ai cum să nu vorbești despre ce a fost înainte. Și nu poți ignora acest personaj, pe Tudor Vladimirescu, în opinia mea, sub nicio formă, și de asemenea pe pașoptiști, care, dacă Tudor e cel care a aprins o scânteie, pașoptiștii sunt cei care au pornit focul. Iar liderii pe care îi știm cu toții, Bălcescu, Avram Iancu, pe care l-ați enunțat mai devreme, înclin să cred că toți au fost modele pentru, atât pentru Alexandru Ioan Cuza, cât și pentru clasa politică de la 1859, aceeași cu cea de la 1848 până la urmă. Nu erau. Ei au format clasa politică. Ei au format clasa politică, exact. Cei de la 48. Și au rămas în viață. Cei de la 1948. Dar nu le-a fost ușor să rămână în viață, că e foarte important de spus. A trebuit să fugă. Au fugit. Au fost în exil. Exact. Numai urmau chiar pe lista neagră, când a început revoluția pașoptistă la Iași, care a fost foarte repede înăbușită, pentru că informațiile au circulat la timp și autoritățile au luat măsuri și au făcut în așa fel încât să nu aibă o amploare. A fost doar o reacție izolată. A venit tabelul corespunzător cu cei care au participat și s-a luat decizia că aceștia, o parte dintre ei urmau să fie trimiși, arestați cu toții, și o parte dintre ei urmau să fie trimiși la Constantinopol, unde ca să fie pedepsiți acolo. Printre pe această hârtie se afla și Alexandru Ioan Cuza. El, la momentul respectiv, provenind dintr-o familie cu, să spunem, de clasă mijlocie, din punct de vedere al averii, deja avea funcțiile sale, participase alături de Alexandrii, Cogălnicianu, da, la școlire aceasta, atât la Iași, dar o îi găsim la Viena. Mai mult, vedem pe Cuza că își obține, a terminat facultatea și era deja cu titlu în drept
Și el era un om foarte pasionat, intră mai mult într-o asociație internațională europeană de economiști. Deci nu sunt întâmplări ale oamenilor care nu aveau ce face și încercau să mai citească o carte. Se implicau, era o implicare activă, dar responsabilă. Responsabilă. Iar funcțiile pe care le-a avut în aparatul administrativ, vorbim aici de zona Covrului, atât pe partea judecătorească cât și administrativă, îi dau posibilitatea să înțeleagă și să fie în contact în permanență, în permanent timp cu realitatea locului. Dar și cei din jur îl recunosc ca fiind într-adevăr un lider. Acesta este și motivul pentru care să fie propus mai întâi în Moldova. Da. Însă până acolo, că mai avem un eveniment important, aș dori să vă întreb, între 1849, după ce au început să fie fugăriți pașoptiștii, și 1853, da, am spus 6, dar 3, că atunci a început. Care era starea de fapt în cele două principate? Era aceeași presiune, același bocanc pus pe grumazul românilor ca cel dinainte de 1821 și după 21 până în 48? Că sigur că au urmat represalii la adresa întregii populații, nu numai la adresa celor care au condus revoluțiile. Încet ați îndreptat discuția exact spre care era situația internă. Exact, e foarte important. Starea de spirit a populației. Populația se afla din nou sub ocupație. Exact. Erau armatele de ocupație și aici vorbim, așa cum am întâmplat, 1921, când marile puteri erau cele care cereau să nu se mai... să se oprească jafurile, să se oprească omorurile, să nu mai fie omorâți oamenii doar pentru că credeau ei că aceia care făceau parte din armata otomană, că ar fi făcut respectivii panduri, ar fi fost în oastea lui Tudor Vladimirescu. Ei, după 1948, s-a petrecut la fel. Avem armată otomană atât în țara românească, o avem și în Moldova, în partea cealaltă, în Transilvania, intervenise armata austriacă. Da, așa, da. Și deci această stare de spirit era foarte grea pentru că populația, odată că nu a putut să-și urmeze ciclul economic de agricultori, de crescători de animale în principal, și acum n-au avut cum să culeagă producția, deci de aici era o sursă săracă de hrană. Da. Și nu puteau să-i ducă mai departe. Ei, iar aceste efecte le-au suportat populația din nou prin susținerea și mai ales întreținerea forței militare. Da. Iar aceste reacții aveau să crească pentru ce să suportăm toate aceasta. Și din apărea iar necesitatea unei piețe libere, independente față de imperiile respective. Înțelegeau cu toții ce înseamnă să poți să desfășori un comerț, cum era la timpul respectiv, cu carele respective, ca să transporte marfa dintr-o localitate în alta. Pe la fiecare localitate mai importantă trebuia să plătești la barieră ca să ți se dea voie să intri în oraș să-ți vinzi bunurile pe care le aveai aici. Bineînțeles, trebuia să ai aprobare. Ei, și toate acestea însemnau costuri peste costuri, costuri peste costuri. Iar ideea că pe care Nicolae Bălcescu avea să o enunțe pe teritoriul italian, era aceea că evoluția statului român nu mai putea să fie oprită în contextul în care înțelegea foarte bine ce se întâmplă în Europa. Și indica și pașii care aveau să fie făcuți. Întâi, scria Nicolae Bălcescu, trebuie făcută unirea principatelor. Și era vorba de țara românească și Moldova. Vizionar. Și această unire trebuia să fie făcută în așa fel încât să nu intrăm sub tutela unei țări. Aici era problema pe care o avea. Pentru că această idee a stăpânirii românilor într-un singur stat, așa. Dar sub suveranitate. Era al unor, al altora, toți încercau să găsească tot felul de denumiri și să aibă un control cât mai mare, pentru că vorbim de o zonă teritorială cu resurse foarte bune. Da, absolut. Și de aici e interesul major. Iar obținerea independenței era condiția esențială
pentru a putea ca statul român să-și urmeze propriul destin și dezvoltarea așa cum și-ar fi dorit-o neamul românesc. 1853 reprezintă poate cel mai important moment în economia Unirii Principatelor Române. Vedem și noi că granițele se schimbă în urma unui război. Invazie, război, dar de regulă un război mare conduce la modificare de granițe consistente. Modificare consistentă de granițe. Hai să derulăm puțin timpul în urmă. Ne întoarcem în 1853 și să explicăm cum a pornit războiul Crimeei și cum ne-a afectat pe noi, în primul rând, pe cele două principate, Moldova, Țara Românească, și de ce este atât de important acest război, acest moment în economia ulterioară a Unirii Principatelor Române. În istoria omenirii mai mult putem vorbi de război decât de pace. Din păcate. Vorbim în întreaga istorie, deci și în ultimile secole, mai ales de când vorbim de acest proces de mecanizare în care, pornind de la forța aburului, ajungem la motoarele pe combustie și mai departe, de aceste războaie s-au înmulțit, au devenit destructive nu doar pe linia de conflict, ci ajungem să vorbim de armament sofisticat și vorbim de pierderile și în adâncime a populației civile care nu participă direct la luptă, dar este cea care trebuie să suporte consecințele ducerii unui asemenea război. Așa avea să fie războiul Crimeei 1853-56. Mai devreme spuneam de această concurență neloială care se crease în porturile de la gurările Dunării, în care negustorii din Europa erau nemulțumiți de tratamentul preferențial al structurilor rusești de vamă și mai ales mai era o problemă foarte importantă. Canalul navigabil, șenalul acesta, nu era întreținut corespunzător și navele pilotate de specialiștii care erau în firmele mari consacrate nu reușeau să depășească pericolele și atunci pur și simplu totul era pierdut. Au fost numeroase discuții, întâlniri, cum se produce pe cale diplomatică, dar nu s-a ajuns la o situație, deci noi spunem 1853, spunem că a început războiul, dar da, nu, noi trebuie să mai sunt câțiva ani înainte în care aceste negocieri, la care se adăugau și alte teme mai importante, mai puțin importante. Și tema religioasă a fost importantă atunci, dar probabil că cea economică a fost cea care a determinat. Cea care avea să declanșeze războiul, într-adevăr, avea să fie acea situație religioasă în care se disputa în cadrul Imperiului Otoman cine poate să aibă controlul asupra unor repere religioase în speranța că așa puteau fiecare să obțină o anumită întâietate și mai ales pentru populația creștină ar fi însemnat din țara respectivă, din Imperiul respectiv, o recunoaștere a unei supremații, ceea ce da. Și aici Imperiul Otoman, vrând să mai obțină încă o sumă de bani, pentru că era într-o situație de criză economică avansată, deci erau nevoi să caute tot felul de resurse. Erau mari și nu se și întrecusele la o anumită reformă, chiar o reformă în armată se produsese. Acum era o reformă administrativă care era într-un mare impas la timpul respectiv. Toate acestea necesitau bani mulți și atunci se acceptă și asemenea compromisuri care aveau să ducă la tensionări diplomatice. Nu se obține niciun rezultat pe tărâmul diplomatic, dimpotrivă s-a trecut la amenințările pe linie militară, iar pentru prima dată aici întâlnim alierea unor mari puteri
de religii diferite. Da. Pentru prima dată avem aici participarea unei alianțe formată din creștini și musulmani împotriva unei țări care era creștină. Creștină, ortodoxă chiar, da. Ortodoxă. Și de aici încep elementele de participare, de acționare a ceea ce înseamnă efortul militar. De exemplu, pentru noi, că suntem în zona dobrogeană, la gurile Dunării, avem o poveste frumoasă care încă nu este cunoscută decât foarte puțin. Documentele se află în arhivele de la Caransebeș, în care acolo este povestea unui regiment de graniță austriac, da, care a primit misiunea să vină în această zonă, să participe la efortul de război în zona Galațului. Și ei aveau, sunt acolo înscrise, practic, ce a făcut acest regiment de la 1954. Uh-huh. Așa, am vedeți că nu amintim un an, da, oare de ce, o să vedem imediat. Până la 1956, când au primit ordin să se retragă de pe teritoriul românesc la timpul respectiv. De ce au venit de-abia în 1954 și nu mai devreme? Pentru că mai devreme, când a început acest război și Imperiul Otoman a acceptat această alianță cu Franța, cu Marea Britanie, cu Austria, atunci Rusia a luat decizia să treacă armatele și să ocupe teritoriile românești, să meargă spre... Și le-a și ocupat. Da, sigur că da, să ajungă spre Bulgaria, spre Dunăre. Și aici aveau să se ducă acele lupte foarte grele pe Silistra, Varna, pe linia aceasta, între armatele acestea. În primul rând, armata otomană și armata rusă. Ei, un an de zile, practic, teritoriul acesta românesc a fost ocupat de ruși. Și de aici se ia decizia să vină atât pe linia strâmtorile să aflau la Imperiul Otoman. Da? Ei, să vină și pe linia maritimă, dar și pe uscat să poată să împingă prin efortul militar trupele ruse și aveau să ajungă în ceea ce avea să devină Războiul Crimeei, pentru că acolo era vampostul înaintat, da, baza navală, tot ce era acolo. Acolo au fost și victorii și înfrângeri. A fost un război dramatic pentru că ce lipsea la momentul respectiv erau comunicațiile între Europa centrală și apuseană cu Europa răsăriteană. Acest război ar fi fost declanșat dacă Imperiul Țarist n-ar fi invadat cele două principate? Adică este această intrare și cucerire, nici măcar nu se poate spune că a avut cine știe ce opoziție, dar este acest moment determinant în evoluția ulterioară a războiului? Dacă n-ar fi intrat, s-ar fi, bine, istoria nu e cu dacă, dar vreau să leg cumva că din nou principatele române au avut un rol foarte important în evoluția globală a ceea ce ulterior avea să fie Europa. Din punct de vedere juridic, teritoriile române se aflau sub suzeranitate Imperiului Otoman. Așa e. Deci, practic, Imperiul Țarist a trecut Imperiul Otoman. La turci. Deci, acesta este, că înaintat cu trupele și că acolo erau teritoriile românești, este pentru noi important, așa. Exact. Dar pentru marile puteri și vorbind la nivelul relațiilor internaționale, se considera de fapt că a fost atacat Imperiul Otoman. Și o agresiune împotriva Imperiului Otoman. Da, și de aici susținerea celorlalte forțe de a fi de partea Imperiului Otoman împotriva Imperiului Țarist. Evenimentele care s-au desfășurat aici și, cum să spun, memoriile luptătorilor care au luat parte la acest război al Crimeei, practic avea să atragă atenția că aici este o lume bogată, o lume complexă, o lume cu valori. Au învățat multe lucruri pe care nu le cunoșteau, să spunem, cei din apus, pentru că erau în permanență concentrați pe ce însemna negoțul cu lumea nouă, cu partea de sclav din Africa, vorbind de Oceanul Atlantic, acolo era lumea pe care o urmăreau și ei acum redescoperau practic drumul mătăsii, să spunem. O altă lume. Da, o altă lume, o lume care pe departe era fascinantă, pe departe avea
o altă filozofie pe care ei o considerau de mult depășită, învechită, erau acele tradiții pe care le găseau în aceste zone. Nu întâmplător ei, reprezentanții militari, atât francezi cât și austrieci, care au acționat pe teritoriul românesc și găsim chiar și pe teritoriul Dobrogei, nu întâmplător, avem și chiar un monument al militarilor francezi care au murit și aveau să fie mormântați inițial lângă cazinoul nostru de astăzi și după aceea să fie transferați și avem monumentul în Parcul Eroilor din Constanța, Cimitirul Eroilor din Constanța, dați-mi voie să fac această corecție, și de aici se produce, practic, o înțelegere a nevoilor și necesităților. Spuneam, era nevoie de comunicare. Comunicarea însemna, de fapt, suntem în perioada în care avem telegraful. Da. Suntem în perioada în care drumurile căpătaseră o nevoie de a avea un concept de construcție ca să permită deplasarea unor cantități mari și grele în același timp, dintr-un punct în altul. Mai era nevoia de a putea să găsească o resursă locală datorită... Și aveai din plin aici. Exact, numai că nu putea să fie transportată, comercializată și de aici iar se impuneau alte nevoi. Mai era nevoie de de o pregătire calificată care nu se găsea în zonă. E, și atunci se începe să ia decizia de a revitaliza, să spunem, acest potențial. Acest spațiu. Acest spațiu pe care, vedeți, dintr-o dată interesul economic al lumii europene devine foarte atent de la ce am plecat noi, de la vasele lor, unde aveau interesul de tranzit, să descopere că aici au o piață și au resurse extraordinare. Istoria se repetă, că tot spuneți mai devreme. Da. Până la urmă și astăzi asistăm la o situație similară și trebuie să-i mulțumim bunului Dumnezeu că după atâta amar de vreme, țara asta tot bogată este. Și oferă în continuare resurse atât pentru noi cât și pentru alții. Mai puțin pentru noi, poate, în comparație cu alții, dar asta e o altă discuție. 1856 presupune, aduce după sine încheierea acestui război cu înfrângerea Imperiului Țarist. Da. Nota bene pentru cele două principate care vor profita de tratatul de pace și de evoluția ulterioară. Se mai putea opri acest tăvălug început la 1821 mai întâi al alegerii unui domn pentru cele două principate și ulterior al declarării independenței celor două principate române. După acest război. În primul rând, la momentul 1856, când vorbim de Congresul de Pace de la Paris, da, după acest război, marile puteri erau departe de ce vorbim noi acum aici. Adică aveau alte motivații, aveau alte scopuri, aveau alte calcule. Am amintit de această piață de desfacere. Sigur. Și în aceeași de resurse. Ei bine, deci ei nu aveau niciun interes ca să poată să accepte că aici să fie un singur domnitor. Le stricam toate jocurile. Să avem o singură piață, păi atunci înseamnă că ei nu puteau să aibă controlul să fie jucătorii cei mai importanți aici. Pentru că ar fi avut un concurent care ar fi fost statul român. Ei aveau nevoie de o structură administrativă supusă Imperiului Otoman, dar această structură administrativă care să fie supusă Imperiului Otoman după legile și organizarea statului otoman, cu acele excepții care dădeau acest specific teritoriului românesc, cum era și firesc, e bine, aveau, de fapt, scopul era îndreptat ca să devină această zonă un element de pregătire ca nicio țară, o mare putere, vorbind de imperiile din jurul, da, de Imperiul Habsburgic, de Imperiul Otoman, Imperiul Rus, să nu ajungă să aibă o graniță directă. Pe de altă parte, erau și interesul marilor puteri care luaseră de parte la acest război și erau de partea învingătorilor, în care, atât vorbind de austrieci, dar vorbind de englezi, de francezi, și aici avem politica împăratului Napoleon al III-lea,
care dacă n-a reușit să ducă unchiul său pe linia războinică, vrea el să ducă pe elementul de negociere și prin relaționarea directă. Și o să vedem că între mari susținători a lui Alexandru Iancuța, exact împăratul Napoleon al III-lea, da, care, absolut, dacă nu ar fi fost acesta, păi după cum reacționa regina Victoria, nu prea am fi avut nicio șansă. Cred că trebuie să repetați chestia asta, pentru că eu n-am mai auzit-o spusă și așa este. Napoleon al III-lea, cred că ar putea fi numit un fel de protopărinte al României. Ei, moderne. Și ca să vedeți ce înseamnă istoria și cât, totuși cât de greu este de perceput de ce noi îl vedem pe împăratul Napoleon al III-lea ca un sprijinitor, să-i spunem, al unirii, al susținerii lui Cuza. Așa, ei bine, în țara lui, împăratul Napoleon al III-lea nu a fost agreat ca șef de stat. Și cred că în România, dacă nu mă înșel, mă puteți corecta dumneavoastră, cred că n-are o statuie Napoleon al III-lea. Nu știu să vă spun. Eu nu cred, dar n-am în condițiile în care ar trebui să aibă, pentru că el este cel care, într-adevăr, a fost principalul susținător. Și la Paris, în urma tratatului de pace, întâmplător sau nu, nu s-a vorbit despre alegerea a doi domni diferiți pentru cele două principate, s-a lăsat cumva o ușă deschisă pentru alegerea unui singur domn. Pentru că nu s-a menționat deschis, precis, că se opun. Adică s-a produs o omisiune. De care noi am profitat. Pentru că această omisiune, și nu, vedem, când vorbim de marile puteri și vorbim de partea juridică, mie mi-este greu să vorbesc de întâmplare. Împăratul Napoleon al III-lea nu avea în principal interesul pentru țările românești. Împăratul Napoleon al III-lea purta acea dorință de a scoate Franța din situația dură, strictă, rigidă, înfrântă la 1815 în care se afla. Și folosea aceste ocazii. Era o lume în schimbare, era o lume în devenire, era o nouă ordine mondială care se cerea să se impună și așa să vedem. Armamentul se schimbă, deci aici sunt elemente pe care în războiul Crimeei, de exemplu, s-a trecut de la glonțul care era rotund, la glonțul cel care îl cunoaște masă și vedem că este folosit la armă cu compus, cum este arată acum, vorbind de grenadele care au fost folosite la timpul respectiv, care iar erau o noutate. Ei, aceste elemente care aparent erau banale, să spunem, din punct de vedere al tehnicii, acum zicem banal, atunci erau de fapt elemente care prefigurau războaiele din ce în ce mai dramatice, da, și complexe. Ei, pe un asemenea fundal, îl avem pe împăratul Napoleon al III-lea, care susținea sus și tare unificarea Italiei. Dar această unificare a Italiei era susținută pentru că era, de fapt, sub controlul austriecilor. Și aici la fel. Sigur că da. Ei, vedeți? Sigur că da. Pe acest fundal de interese, românii noștri, intelectualii noștri, burghezii noștri, tinerii noștri erau școliți în Franța. Dar au înțeles momentul și s-au ridicat la nivelul lui, că puteau să doarmă. Iar Cuza a fost în Franța. Aici, vedeți, de asta vă spun, sunt lucruri care se leagă foarte bine și pe Cuza l-avem cum urcă într-un mod special, să știți, ierarhia militară. El este simpatizat de conducătorii statului moldovean și atunci el de la locotenent ajunge foarte repede major, după care o perioadă de timp nu-l regăsim acum pentru că se întorcea împotriva autorității de la 1948, cum dau exemplu, după ce se trece la perioada în care se apropia războiul Crimeei, li se permite să vină în țară, ajunge pârcălab și deodată îl găsim iar că trece la gradul de colonel. Și cine? Chiar cel cu care avea să se lupte la 1959, vorbim de Nicolae Vogărâdă. El este cel care îl face colonel.
Deci plecase din armată, revine în armată, observăm o emulație atât de puternică și o mișcare atât de rapidă din toate punctele de vedere, pentru că societatea în Europa cunoștea niște transformări deoarece trecem într-un alt factor de dezvoltare, de evoluție istorică, dat de această tehnologie. Și la ce spunem noi, 1956, pe lângă recunoașterea aceasta a unui teritoriu, că sunt acolo unii care vor ceva. Ce vor? Păi să-i întrebăm. Bine. Cum îi întrebăm? Păi să aibă reprezentanții lor. Bun, exact. Cele două divanuri ad hoc. Dar se mai întâmplă ceva. Ceva care avea să fie, de fapt, și elementul care va lega mai târziu Dobrogea de România la 1978. Se ia decizia la Paris ca cele trei județe din sudul Basarabiei, care fusese ruptă din pământul Moldovei și devenise gubernie rusească, ca Hubulga și Ismail, să fie date Moldovei. Tocmai ca o pedeapsă, pentru că Rusia nu a asigurat acel echilibru și siguranța navală la gurile Dunării. De aici se ia decizia să se organizeze la nivel european o administrație europeană a gurilor Dunării, vom vedea, care va avea rol foarte important. Târziu, da. Ei, observăm cât de important acesta a fost acest moment Paris. De asta mi-este greu să spun că a fost o întâmplare. Nu, a fost un act juridic făcut la nivel de înalt, de juriști, dar pe baza deciziilor politice și înțelegerilor internaționale. Pe când am spus de împăratul Napoleon al III-lea, când au ajuns ei în situația de tensiuni diplomatice, cum spuneam, englezii erau împotriva noastră, francezii erau pentru noi, englezii susținau punct de vedere al Imperiului Otoman în întregime, deci nu se punea în discuție sub nicio formă ceva care să ne unească, nicio instituție, da? Atunci s-au întâlnit pe o insulă, ca românici, acolo s-au întâlnit și acolo s-a produs negociere. Bine, și care a fost negocierea? Hai să facem să le acceptăm doleanțele românilor formal, dar nu efectiv. Adică doi conducători, două guverne, tot ce înseamnă ministere, dar lăsăm și două ministere care să funcționeze la Focșani. O dată condus de un reprezentant din Moldova, o dată condus de un reprezentant din Muntenia și acestea trebuiau să se comporte scopul era pentru a putea să creeze o fluiditate a ceea ce trebuia să fie piața. Mm-hmm. Și suveranitatea otomană. Neapărat suveranitatea otomană. Bun, ok. De ce aici era? Ei, dar nu se spune e obligatoriu să fie doi. Sau nu se spune interzicem să fie diferiți. Deci nu, aici, nu te obligă să fie, da, exact. Exact. Doi domni, dar poate să fie același. Nu se menționează nici da, nici nu. Asta e o misiune. Pentru că la nivel internațional... Da, nu e întâmplător, nu. Exact. Asta nu este. Aici este asta e rostul de care spun că românii, în istoria lor, nu au avut nicio șansă întâmplătoare. Au plătit pentru tot ce au avut, au luptat. S-au jertfit. Au pierdut. Au pierdut și este o realitate. Nu a fost nicio întâmplare în istoria noastră, să spunem, care să fie benefică. Putem spune de rezultate pozitive sau negative în funcție. Dar este altceva. Nu este România datoare niciunei țări prin felul în care a putut să-și organizeze evoluția istorică. Pentru de când vorbim de istoria noastră, cum facem noi, vorbim de strămoșii noștri, de geți, de daci, ei bine, pentru fiecare element de supraviețuire, de dezvoltare, de organizare, s-a plătit. Acum, și îndesat. Da, dar trebuie să mai spunem un lucru. Nu pentru această plată pe care a făcut-o nația noastră într-un deceniu, într-un secol, într-o perioadă istorică, nu pun plata că a fost cea făcută de
români sau de cei care erau trăitori aici, ca și cum noi suntem cei care ar trebui să ne jertfim. Nu, nu, am făcut greșelile noastre. Noi am plătit și pentru greșelile noastre. În primul rând am plătit pentru greșelile noastre. Străinii erau cei care ofereau un context, da? Ofereau un context și dacă am avut inteligența, exact, cum să lucrăm pentru comunitate, cum să nu trădăm comunitatea, pentru că trădările am avut și noi. Deci, chiar în perioada, vă spuneați de tot, Vladimirescu. Da. Da, e bine, sunt situațiile în care ajungem să vedem cum Vogorâd este cel care vrea să trădeze cauza Unirii. Exact. Da, și, deci, sunt situații exact. În care se ridică și cine provoacă criza. Criza, tocmai vorbeam foarte bine de adunările ad hoc, care urmau practic și să stabilească ce voiau românii. Și ajunge în situația aceea nefirească în care Vogărâde reușise prin să-și impună oamenii lui care erau antiunioniști, pentru că erau pro-otomani. Alegerea lui Alexandru Iacuza n-a fost o bagatelă, n-a fost așa simplu peste noapte, l-am pus că ne-am hotărât. A fost luptă, cel puțin la Iași, de culise multă vreme. Dar, da. Vă completez. De ce la Iași? Pentru că era, a spus foarte bine la început, 5 ianuarie. Acolo de asta începe. Trebuia să fie la Iași. Nu putea să fie și la, deci nu putea. Nu putea să fie și la București. Numai la Iași putea să fie această luptă. Dar nu românii au ales data de 5 ianuarie. Ne-a fost impusă. Uite, vedeți. M-ați înțeles? Deci marile puteri au creat cadru. Păi că au zis că vor fi, deci au crezut că vor fi doi domnitori aleși, două guverne, fără să relaționeze, că, să se opună într-un fel că ce s-a petrecut. Nouă ne convenea exact ce am făcut, acel element pe care îl folosim în istoriografia când ne-am pus în fața faptului împlinit pe toți. Între 5 ianuarie și 24 ianuarie n-a existat un dialog diplomatic subteran între noul domn de la Iași, puterea politică de la Iași și marile puteri, astfel încât să primească o undă verde, puteți să-l alegeți și la București. Da, a fost și problemă. Bun, deci... Și, ai noștri s-au ridicat la acel nivel. Păi au avut o criză. Vedeți? Noi nu vorbim de mentalitatea românilor. Avem o problemă. Nu suntem... Suntem și oameni inteligenți, dar avem și interesele noastre subiective, mă rog, interesele noastre. Da. Și de aici s-a ajuns în situația în care unioniștii nu prea se înțelegeau pe cine să susțină. Cel puțin la Iași. Și nu era pe acea listă Alexandru Iacuza, ca să ne înțelegem bine. Da. Pe de altă parte, antiunioniștii nici ei nu se înțelegeau prea bine, că aveau și ei reprezentanții lor. Dacă credeți că în partea asta la București era altfel, vă înșelați. Și la București aveam unii care susțineau Unirea. Dar aveau și ei, atenție, aveau și ei pe reprezentanții lor pentru domnia de la București, din Țara Românească. Clar. La fel erau și antinioniștii la București. Deci uitați-vă... Două curente. Deci era o situație, erau partidele acestea unioniste, de la București și de la Iași, era această mișcare care trebuia să... Trebuie să alegem unul singur. Și erau mai mulți, pentru că orgoliile dintotdeauna au existat în politică. Nu? Și comunicarea cu străinătatea, vă asigur că s-a desfășurat, cum era și firesc, pentru că erau reprezentanți consulari, erau reprezentanți ai statelor, deci vorbim chiar la 1921, că fac comparație, tot facem comparație de 21, de exemplu, consulul austriac relata din cât mai multe surse ce însemna, de fapt, revoluția lui Tudor, acestui Tudor, din Vladimir. V-ați înțeles? Și majoritatea informațiilor erau corecte. Cum a reacționat Tudor când a aflat că vine armata? Cum a reacționat Ipsilanti când a văzut că nu are banii necesari să producă efectul pe care să lăuda că va fi susținut din partea Rusiei? Deci toate aceste elemente, cum a funcționat la un moment, 1921, la 1959, este clar că vorbim de un eveniment mult mai mare. De ce credem că... Clar. Lucrul acesta. Pentru că în momentul în care s-a produs acea criză, în care s-a dovedit de către Cuza că Vogorâd este cel care falsifica alegerile, atunci
a fost acea criză diplomatică, are loc întâlnirea de pe insula Osborne, unde vă spun, și acolo, practic, se zice, bun, nu-i mai susțin nici tu, nu-i mai susțin nici eu. Hai să vedem ce decide. Hai să-i lăsăm pe ei. Exact. Și ăsta e momentul în care avem convenția de la 1958. De asta noi suntem în ianuarie, 5 ianuarie 1959. Da, da. Iar pe 3 ianuarie 59 la Iași, Partida Unionistă s-a întrunit, au fost mai mulți candidați, n-au căzut la niciun fel de compromis, Cocălnicianu s-a supărat, a plecat acasă. A fost o noapte albă. A plecat acasă, bă, nu așa. Și îmi scap acum numele unui participant, s-a pus în... au vrut să plece adepții lui Cocălnicianu și mai mulți, bă, nu iese, ne plecăm acasă și unul dintre participanți s-a pus în cadrul ușii, a scos pistolul și a spus, dacă nu alegem în seara asta candidatul nostru, eu mă împușc aici. N-a mai plecat. Asta e versiune. Sigur, e o versiune. Sună frumos. Cealaltă versiune pe care pot ca să facem să sune tot așa frumos și o să vedem cât de dramatic a fost momentul, trebuie, dramatismul a fost uriaș. De el depindea practic viitorul României și al nostru cel de astăzi, când noi cei care suntem în secolul 21. Ei bine, s-a luat decizia, avem această Casa Unirii în Iași, unde s-a produs această alegere a candidatului unionist Alexandru Ioan Cuza. Cum spuneam, el nu se afla la acea ședință, tocmai pentru că nu era la nivelul la care de-aia spun... Nu era era la nivelul... acasă, nu? Lui se spune... Sunt o fel de variante pe unde era, da, așa, mă rog. Fine, mă rog. Așa, da. Dar ideea este că s-a încuiat și a spus, noi nu plecăm de aici până nu ne alegem candidatul, pentru că venea acea dată de 5 ianuarie. De 5 ianuarie era data impusă de pe 3 au stat acolo, pe 3 și pe 4 trebuia să iasă cu candidatul și pe 5 trebuia să... Da. Până la urmă... Și atunci, da, Alecul Rusu este cel care avea să găsească această variantă cu Alexandru Ioan Cuza. Acum, varianta aceasta, pentru că vorbim de un militar aici, vorbim de un om care era neutru din punct de vedere politic, nu făcea parte dintr-o parte. Dar și un militar foarte apreciat, el ca om, caracter. În partea civilă a avut ocazia să-și arate cultura, respectul și mai ales partea de judecată echilibrată, dreaptă, dreptatea aceea care era bazată pe legile timpului respectiv. Pe de altă parte, s-a văzut că este un avangardist, este un om al timpurilor noi. Avea această susținere a împăratului Napoleon al III-lea, a Franței. Era elementul care nu era pe placul nici austriecilor, nici al otomanilor, nici al rușilor. Acum, rușii așteptau ca orice eveniment care să tulbure, să spunem, Europa de răsărit, putea să fie în avantajul politicii lor de mai târziu. De aici ei nu se implicau direct în această acțiune, așteptau să vadă un rezultat. Bineînțeles că românii au reușit să-i surprindă pe toți, pentru că rezultatul final a fost absolut, cum să spun, este de un nivel uriaș la care de fiecare dată când vrem să dăm un exemplu în istoria românilor, dacă vrem să fim... buni români, trebuie să fim ca românii de la 1958-59. Și nu sunt... Oamenii respectivi aveau și slăbiciunile lor. Aveau limitele lor. Discuții, dar nivelul... Dar comunitatea. Ce a însemnat comunitatea respectivă? Mihai Cocălnicianu era unul dintre cei care era pe lista aceea de a fi reprezentat uniștilor. Da. El este cel care se duce în fața lui Cuza și îi spune, domnia ta, la timpuri noi, da? Suntem oameni noi la timpuri noi. Acum, deci e timpul, acum trebuie să faci, ai această misiune care pur și simplu avea să-l marcheze. Dar nu înseamnă că el, Cuza, înțelegea să facă unirea cum o vroiau toți. El a gândit ca să împlinească ce aștepta societatea românească de la el. El a făcut-o într-un fel anume, dar într-un fel anume de a speria pe toți. Vom discuta despre asta poate într-o altă emisiune, pentru că acel 11 februarie 1866 trebuie discutat. Mulți trec foarte ușor peste el, dar 5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza este ales în unanimitate, că așa a fost după ce s-au certat și după ce s-au retras. Pe tocmai de asta, deja lucrurile erau să lămurite. Și s-au retras toți, da, că da, e da, foarte da, important. Da. Se spune că, iarăși este o legendă, era acasă domnitorul și
El nu s-a așteptat, era cumva în pat, se spunea că dormea. Mă rog, în fine. Nu, asta e varianta de la 1966 când era în pat. La 1959, se afla într-un... Aștepta rezultatul, nu putea să doarmă, de asta vă spun. Se afla într-un loc în care nu era singur. Era o variantă că... Era într-o comunitate, în orice caz. În regulă, deci eu... Așa, deci nu. Dar a fost... Nu. La ce faceți referire este, de fapt, noaptea când avea să fie luat din pat când a abdicat. Îi se pune abdicarea pe spate. 24 ianuarie, deci pe 5 ianuarie l-avem ales la Iași. Populația se bucură, însă testul final vine la București, pe 24 ianuarie 1859, când trebuia ales și de divanul ad hoc, adunarea ad hoc din capitală. Acolo a fost și presiunea stăzii. În loc să fie și mai simplu. Bun. Cât de complicat a fost la București? Și mai complicat. Și mai complicat decât la Moldova. La Iași. N-a fost mai simplu că din moment ce ai deja varianta, spui, bă, e o bagatelă, hai să... Așa trebuia să fie. E clar că în momentul... un detaliu era legat în cât timp putea să ajungă vestea de la Iași la București cu candidatul. Bă, repede, că nu mai... Așa trebuia să fie. Bun. Dar tot atât de repede trebuiau să pregătească și cei care se opuneau Unirii. Pentru că și-au dat seama că e ultima bătălie. Da. Dacă nu vor împiedica alegerea lui Cuza la București, înseamnă că interesele, afacerile, scopurile, dorințele de domnie și, bineînțeles, influența străină, toate aveau să capete alte conotații. Era deja prea mult cât puteau marile puteri să înțeleagă și să accepte, mai nu să înțeleagă, să accepte. Ceea ce nu vreau să accepte, de fapt. 1859, Convenția de la Paris, 1958, era tocmai cea care arăta limitele, clar. Numai că șansa română a fost aceea. Nu a spus nu. Exact. Ei, și pe acest fond, cei care trebuiau să acționeze la București, pe de-a Mitropolie, erau cei care trebuiau, practic, să blocheze unirea. Erau mai puternici decât unioniștii. Da, așa este. Și aici intervine o mișcare a străzii la care faceți referire. Mișcarea străzii era singura șansă a liberalilor radicali la timpul respectiv de a putea să creeze o presiune populară, aveau experiență, 1948. Da, absolut. Am avut dealul Spirii, am avut chiar și o parte militară, deci am avut elemente. Ei bine, acum în armata aceasta, miliția pământeană care primise ordin să tragă împotriva demonstrațiilor, a fost... Da? Ei bine, o parte dintre cei care se aflau la comandă erau dintre foștii revoluționari. N-aveau cum să tragă. Exact s-a întâmplat. Din potrivă. Nu că n-au tras, i-au lăsat. Și această populație ajunge exact la locul unde se producea alegerea celui care avea să fie domn, da? La București. Și aici avem clar, alegeți. Dacă vreți să fiți linșați, uitați ce vă așteaptă. Poporul îl cere pe Cuza. Poporul vrea pe domnul Moldovei. Îl cerea poporul pe Cuza? Da. Pentru că era pregătit. Totul era pregătit. Și atunci ei au seama că sunt izolați, că nu au nicio șansă și au cerut să li se dea garanții că li vor fi respectate proprietățile, că vor avea acele avantaje politice, sociale, economice, lucruri de care nu s-au gândit nimeni să și le schimbe. Nu era o problemă de genul acesta. Și pe acest fundal au înțeles că nu au cum să continue această luptă. Pentru că aici s-a ajuns în această situație critică. Da, era un moment de criză. A fost depășită că armata nu a tras, nu s-a opus, populația avea să ajungă doar la momentul în care să nu intervină, să nu intre în sediu, să nu... Ar fi fost foarte grav lucrul acesta. Într-adevăr. Pentru că atunci ar fi fost pusă sub semnul întrebării legitimitatea acestui act. Și
lucrul respectiv era cu vestitele batiste, albă și roșie, ca să știe dacă se acceptă sau nu. Iar în momentul când s-a recunoscut dubla alegere, atunci a fost momentul în care la 24 ianuarie avea să se petreacă împlinirea unui vis al românilor și dovadă cum s-a petrecut acest act ne-a demonstrat și ne demonstrează și astăzi că depinde doar de voința noastră, depinde doar de respectul pe care îl arătăm noi strămoșilor și celor din comunitatea noastră și dacă nu luptăm cu slăbiciunile noastre, cu mentalitățile noastre, cu ceea ce în fiecare popor se întâmplă. Nu este românul mai slab, mai urât, mai nefericit decât alte popoare. Nu. Este de felul în care noi ne creăm acest confort de a putea să trăim mai bine. Și mai este ceva, permis să vă completez, că nu suntem singuri în acest spațiu european, că nu, în principiu nu putem singuri, dar putem să fim verticali. Putem să fim drepți, putem să fim noi la noi acasă, cum s-ar spune, chiar stăpâni. Gândiți-vă cum Alexandru Ioan Cuza, pentru a obține recunoașterea, deci a fost un șoc, clar că a fost un șoc internațional, dubla alegerea a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești. Reacția a venit imediat din partea imperiilor vecine, care nu vreau să recunoască, dimpotrivă, erau gata să trimită armata, Imperiul Otoman trebuia să trimită armata în teritoriu pentru a repune ordinea. A reface ordinea pe care o dorea respectivii și o aștept. Austriecii deja se gândeau dacă se întâmplă lucrul ăsta, pe atunci la populația imensă de români pe care îi avem noi aici, în Banat, în Transilvania, în Bucovina, păi avem mari probleme. Probleme, sigur că da. Așa, acum, nici pentru ruși nu era mai bine, că deja era încă o piatră de hotar în plus, care stătea în calea înaintării spre visul de a ajunge la Bosfor Dardanele. Deci, era un cutremur la nivel internațional de o forță foarte, foarte mare. Ei, și aici revine rolul împăratului Napoleon III, care prin comunicarea și mai ales prin acele întâlniri diplomatice, acum nici Marea Britanie nu se mai opunea cum s-o pusese înainte. Am avut acea șansă cu un an înainte, o înțelegere de compromis în care punctul de vedere al Marii Britanii era ce putea să accepte Imperiul Otoman. Clar. Aici era. Și atunci Cuza avea să facă acel vestit drum să ajungă la Constantinopol. Și să ne aducem aminte cum a trecut pe calea ferată de la Cernavodă la Chiustenge, unde se urce pe un vas de linie care se meargă la Constantinopol, unde a fost primit de către reprezentanții englezi ca un adevărat domnitor. Și decorațiile, deci tot ce putea să... deci elementele erau de cel mai înalt nivel exact de protocolar în care practic englezii, prin acest comportament, aceste mari firme, dădeau recunoașterea într-adevăr a unui conducător de stat. Iar Constanța noastră, cea care era în peninsulă, gândiți-vă cum stăteau trăitorii din mahalarele Chiustengeului la balcon așa și se uitau la trăsura care plecase unde este acum Consiliul Județean, unde este parcul arheologic, da? Și de acolo aveau să petreacă alaiul domnitorului român către Constantinopol. Vedeți? Și de aici povestea pe care Alexandru Acuza înțelege cât de mare e nevoie de un port care să-i dea această deschidere. Ei, și acest gând, această dorință pe care o exprimase Alexandru Acuza, avea să o ia în discuție și Carol, numai că la Carol deja lucrurile devin mult mai ample. Dacă vrei să joci un rol regional, atunci țara ta trebuie să aibă ieșire la mare. Iar lucrul acesta avea să petreacă cu Dobrogea, 1978. Ne apropiem de final și aș mai avea o întrebare să vă adresez despre Alexandru Ioan Cuza. Putem spune că este părintele României moderne? Cu siguranță. Este primul conducător de stat al Principatelor Unite și al României. 1962 și vedem 1964 după aceea cu lovitura
de stat pe care a dat-o și toate complicațiile care aveau să nască, dar așa considera că era soluția pentru a putea practic să toate legile, cele mai multe legi au fost date, în care legile respective au consecință și astăzi în ceea ce reprezintă evoluția noastră istorică. Vă invit deja la o altă emisiune în care trebuie să discutăm despre Alexandru Ioan Cuza și personalitatea lui și poate chiar în jurul zilei de 11 februarie, pentru că despre acel moment se vorbește foarte puțin. Chiar dacă pentru istoria ulterioară a României pare să fi fost un eveniment pozitiv, aducerea lui Carol I în țară, totuși felul cum pleacă Alexandru Ioan Cuza de la putere este, în opinia mea, jenant pentru acea clasă politică, pentru acei oameni care până la urmă îl aduseseră acolo. Dar asta este, dacă aveți... Povestea de istorie merge mai departe și spun că dacă s-au luat anumite decizii care ne plac sau nu ne plac astăzi, pentru că vorbim de o poveste de istorie și noi vrem de fiată povestea aceasta să aibă un final pozitiv ca să avem determinarea noi să creăm imaginile pozitive pentru viitorimea noastră românească, ei bine, acolo toți s-au gândit că așa știu ei să facă ceva pentru binele României. Puteau să vorbească cu ea. Dar asta e o altă discuție. Vom discuta cu altă ocazie. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. O plăcere ca întotdeauna să discutăm. Sper că ați rămas alături de noi și că n-ați plecat de pe Tomis TV, pentru că am făcut istorie, am vorbit despre istorie și dacă nu ne cunoaștem istoria și nu o reținem, nu avem niciun fel de viitor. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și să ne revedem cu bine, domnule Scurtu. Mulțumesc și pe curând. Și la mulți ani să le spunem tuturor românilor pentru 24 ianuarie. La mulți ani românilor pentru 24 ianuarie. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, cele rele să se spele, cele bune să se adune, Doamne ajută.